Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod cu Maica Slayeri. În acest episod mă gândeam să continuăm din a rămas noi full iron, foarte frumos, foarte cartică, laptele am mers la șiprecul de acolo, dacă îl vedeți. Așa, dacă mai vreți toate, nu uitați să lăsați un like și subscribe dacă mai doriți să facem această serie. Și fără alte întrebări să începem, nu știu ce nu lăsăm din de acolo. Încă nu s-a făcut week-ul, din păcate, pentru că n-am mai jucat ieri. Dar ce aș vrea eu să fac în momentul acesta este repede, până nu se face noapte. Să luăm, deocamdată o să las așa, pentru că nu vreau să stai tot... nu vreau să stai toți copacii, pentru că o să-l tai gen, ceva de gen, pentru că nu se distruge. Pentru că vreau să fac al doilea chest, ca să ne putem pune mai mult storage. Pentru că nu mai am loc unde să-mi pun toate chestiile astea. Și până ne facem noi acasă și după aceea vedem noi cum le punem, cum le dregem. Potatoul și asta le punem aici. Asta e cum să se facă. Aici. E foarte, foarte nașpa că nu avem încă un pat și nu putem să dormim. Și în următoarele episoade o să mergem, bine, și în episodul ăsta, dar și în următoarele, o să mergem puțin la explorat. What? Vedeți și voi ce văd și eu? Ok, asta e fain. Ok. Nu vedem mushroom causurile, probabil că suntem la o distanță foarte mare. Credeam că creeperul ăla nu mai vine să ne deranjeze. Și chiar vorbind de creeperi, o să fac ceva care nu prea o să-mi placă ca design, dar o să ne apere pentru ceva timp. Nu aici, ci aici. Și vreau să sparg ăsta de aici. Perfect. Așa, ăsta de aici. Și o să vine aici și aici. Și ăsta vine aici și aici. Perfect. Nu e foarte frumos, dar este mai mult decât ne trebuie, pentru că acum nu o să ne mai poate sări creeper în cap. Ce este foarte bine. Oh, no. Oh, de ce eu? Ok, pentru că videoclipul ăsta vreau să fie foarte frumos, încerc să văd dacă pot să dau, să facem altă chestie, să dăm weather cel mai mic. Se mișcă bine, jocul nu e de asta, dar ca să nu se audă pe video ploaia, pentru că doare la urechiușe. Și hai să vedem cum s-a făcut porcepul. Și până se face 10 și până se face uitul nostru, care iasă are aici 4 și ăștia au aproape 2, o să mergem puțin prin cave să vedem dacă mai găsim ceva, pentru că dacă țineți minte din episodul anterior, am găsit alt cave când minam și aș vrea să vedem ce am putea găsi prin el, pentru că nu cred că l-am explorat tot, nu cred. Și clar nu l-am explorat tot, pentru că este imposibil în episodul la care am făcut și altceva să îl descoperim pe tot. Așa că acum că suntem foarte bine echipați, din full iron, putem foarte catifela și foarte frumos să mergem aici și jos. Aici am blocat pentru că erau mulți mobi, dar acum nu ne mai este foarte frică, chiar că ne pot omori destul de ușor, dar acum e mai greu. Așa am fost noi level 10. Poate găsim niște diamante în episodul de azi, cine știe. Ok, încă un arc o să-l repar pe al meu, pentru că era destul de... O, îl vedeți pe băiatul ăsta aici? Îl vedeți? Ia uitați-l, hop! Ia, hop! Așa, asta ziceam și eu. O să punem mâncare pe slot bar, ca să putem să și mâncăm dacă e de ceva. Iron! Ok. Ok, măr și ton.
Perfect. Multe ani, dar deocamdată să le lăsăm aici pentru că de fapt am loc în inventar și mi se strică și pixel, așa că niciodată n-ar... Oh, mai am un pixel, dar niciodată nu ai destul iron. Și să-l mai iau pe celălalt când venim înapoi. Nu știu dacă o să mai pot să vin înapoi, pentru că nu cred că o să mai amintesc cum să vin. Oprim apa asta aici, ca să putem să mergem pe aici. La, suntem la relul 12, așa că pe aici am putea să găsim diamante, dar nu sunt eu așa de norocos. Deci mă gândeam că e sigur iron, dar nu, e 3 iron, e 4 iron, e 5, a, nu e 5 iron, din păcate. Ok. Sper că mă aud destul de bine, o să încerc să vorbesc numai așa ca să nu sparg urechile la vecini. Oh god, când v-ați spawnat acolo? Lapis! Perfect! Avem o re... Acum avem cu ce să enchantăm chestii, cum să avem enchantment table. Asta e clar. Luăm iron-ul acesta. Și luăm și niște copper, de ce nu? Pentru că n-am luat toată seria asta și am dat de mult copper. Ok, este destul copper, 17 copper, foarte bine. O să iau și goldul de fapt, pentru că dacă o să mergem în Nether, o să vreau să fac trade cu piglini și asta și goldul este folosit pentru asta, așa că este cel mai bun. Ok, pe aici era... Oh, și am spart și acum avem o intrare pe aici, ca să putem să mergem și pe aici ca să mai luăm coal sau ceva, deci e foarte, foarte bine. Am ieșit foarte bine. E încă ziua 3, așa că cel mai probabil afară încă este noapte. Nu avem ce să facem. Mi s-a dus puțin dat în FBS, dar nu ziceți așa puține, dar nu contează. O să mergem noi pe aici foarte, foarte rapid. Apropo, băiți, mă gândeam să mai folosesc resort-urile pentru că mie îmi place mai mult, dacă înțelegeți și voi, îmi place mai mult Minecraft-ul clasic. Și pentru că, nu știu, îmi dă așa un vibe de jocuri vechi, adică când mă jucam de când eram mai mic Minecraft și... Na, e mult, mult mai fain fără resort-uri, zic eu, asta depinde și de voi. Dar până ne hotărâm noi dacă o să mai folosim resort-urile alea sau nu, eu le-am dat jos, mâna fania, uite, săbiuța nu mai e îngroșată de vai de capul ei. Ok, ia să vedem afară, încă plouă și încă e noapte, noi tot nu avem pat. Oh god. O dau puțin weather-ul la 7, ca să se audă doar puțin în caz că vă place ploaia. Dogo îmi pare rău, dar trebuie să stai în ploaie. Nu te pot aduce aici pentru că nu mă urmezi deloc. Ok, și am ieșit destul de bine. Am făcut rost de mult iron, de lapis, copper și gold. Și goldul care e 10, adică e foarte, foarte bine. Și eu am un iron aici și mai avem 7 iron. De la cine am mai rămas. Ce mai trebuie să ne mai facem noi? Păi acum ar trebui doar să ne bazăm pe aștept. Să așteptăm să se termine aici uitul ca să putem să facem ferma, pentru că asta mă gândeam să facem în episodul de azi. Și pentru că nu mai vreau să-mi dea FPS drop-uri și probabil nu vreți să mă ascultați pe mine cum vorbesc până se face uitul sau până face zi și etc. O să dăm puțin skip, revenim imediat. Dacă mă uit eu bine acolo, văd încă un șiprec, așa că când se face zi, o să mergem la el, prima și prima oară. Acum nu mai plouă pe cuțu, din fericire. Și tocmai mi-am dat seama de ceva și sunt foarte low IQ, îmi pare rău că n-am făcut asta dinainte. Putem să facem bone meal și cu bone meal-ul acesta putem să le creștem. IQ-ul meu nu este destul de mare ca să pot să-mi dau seama și de-abia acum mi-am dat seama. Apropo, cu Berry Treasure Map-ul ăsta nu prea sunt eu foarte bun cu hărțile, așa că o să-l lăsăm deocamdată aici până mă mai perfecționez. Și o să luăm acest fiș și o să ne facem o fermă afară, mult, mult mai mare. Dar cred că e un început destul de ok. Aici. Așa, astea două, astea rămân la aici, astea aici.
lucrurile să fie aici, astea le plantăm. Tot nu înțeleg de ce nu mă las să le plantez aici. Stați așa, trebuie să verific asta. Nu mă lasă să le plantez, că aici mă lasă și aici nu mă lasă. Mă rog, o să le lăsăm așa atunci. Așa. Bun, acum că avem 3 wheat, putem direct să mergem la văcuțele astea și avem aici fence-ul și fence gate-ul. Și cred că se face zi și s-a făcut zi, de fapt, dar plouă, așa că mobii nu iau foc, așa că o să mergem rapid. Ăsta. Și o să mergem, ne facem ferma acolo și după o să mergem la shipwreck-ul, care cred că e tot pe lângă insulă, dacă nu mergem înapoi acasă și ne uităm pe unde este. Nu știu ce sunt așa de puține FPS, probabil de la weather. Așa că, ca să nu mai dai FPS drop, o să fac pur și simplu asta. Dacă nu vă supărați, vă rog, nu vă supărați în comentarii. Pur și simplu, dacă acum vă uitați la FPS-urile mele, încep să crească. Uitați, acum avem 130, da? Deci, e mult mai bine fără weather. Așa că cel mai probabil de acum în fiecare episod o să-mi dau pe episod, doar dacă plouă, o să-mi dau OP ca să pot să fac asta. Bun, acum lăsând asta de o parte, o să facem noi, uitați aici. Cu una mai așa. Și pentru că nu le putem băga, o să facem asta. Oh, da, stai că ele pot să sară. Da, cel mai probabil nu o să poată sara asta. O să le facem așa și chiar mai bine nu o să poată să intre mobil. Și acum clar nu poate să sară pe ei, ca să fim serioși. Da, nu acum. Ok, acum e timpul să vă adun pe toate. Hai. Este singura sursă de mâncare pe care o pot folosi, așa că veniți cu mine. Veniți. Toate. Trebuie să fie toate. Tot n-am înțeles de ce ele au ochi negri, dar o să ignorăm complet asta. Așa. Hai, intrați. Așa, prima. Ok, știți ceva, am o idee, cred că mai bună decât asta. Ok, intrați aici. Așa, rog, lăsați-mă să ies. Ok, asta o să fie mai complicat decât credeam. Ok, după 2 minute de orice ar fi fost asta, în sfârșit le-am băgat aproape pe toate, să le las pe celelalte, pentru că avem destule aici. Pentru că nu o să vreau să le omor, ci o să le folosesc pentru mâncărică. Dar dacă nu mă înșel, le dau și leather. Imediat omor. Ok, mai omor una, poate avem noroc cu asta. Da, dau leather. Așa că O să le înmulțim noi pe parcurs și o să le mai omorâm pentru leather. Asta o să fie thumbnail-ul pentru episodul de astăzi. Bun, continuând, acum că am făcut ferma și avem o sursă stabilă de mâncare, trebuie să mergem să ne luăm lemn, să facem câteva bowl-uri. Bowl-urile o să le folosim ca să le luăm mushroom stew-ul și cam asta o să fie mâncarea noastră pentru ceva timp până ne... S-au auzit ceva? Cred că era un magma bloc și m-a tras, dar asta nu contează. O să mergem mai ușor. Ok. Lăsăm bărcuța aici pentru că mai avem... Trebuie să mai mergem încă o dată acolo. Mâncărica asta o să o lăsăm în chest pentru dățile viitoare în caz că mi se face foame. Acum, o să mergem rapid.
și o să tăiem acest copac. Că ne trebuie doar un copac și o să vă arăt și de ce. Pentru că practic 4 wood îți dă 4 un wood îți dă 4 plank-uri. Așa că 16 wood, putem să facem 4 bowl-uri. Dacă ține minte bine, 20 de bowl-uri pentru că îți dau, ok, avem foarte, foarte multe bowl-uri, am uitat că îți dau câte 4. Și acum o să vă arăt foarte frumos și foarte catifelat. O să mergem de luăm mushroom stew-ul și o să le folosim ca mâncare. O să mergem rapid, rapid să le înmulțim. Mergem la și precola și cam asta a fost și cu episodul acesta. Știu că le fac cam scurte, dar până facem toate astea, trec, cred că se face un episod de vreo 17-18 minute. Și sper că vă place că de acum, oh, god damn it, că de acum fac, deci avem, băieți, pe acest videoclip vă rog să dați un comment. Dacă spuneți 1, o să dăm noi o și o să ne dăm weather click de fiecare dată când vine așa, sau o să dăm gamerul, nu mai știu care era, o să caut eu, uite, weather cycle false, ca să nu mai plouă, da? Deci dacă puteți să comentați, comentați în comentarii, mă rog, ce vreți voi să facem. După cum vedeți, dacă dăm noi milk, avem acum o sursă foarte mare de mushroom stew și o să mergem să ne facem noi inventarul. Și revenim, de fapt stați să le înmulțesc mai întâi. Și o să merg acasă să-mi fac inventarul și o să pun câte 6 în inventar să le am ca să pot să mănânc. Așa. Perfect, am luat și XP-ul. Și acum revenim cu inventarul foarte, foarte aranjat. Bun, acum că ne-am făcut inventarul, o să mergem la cel și plec acolo ca să încheiem episodul cum trebuie. Mi-am pus câte 1, 2, 3, 4, 5, 6, cum am zis, mushroom stew-uri la mine, pentru că este destul că parcă îți dădeau 3 baruri, cred, cam așa era, nu mai țin, dar o să facem, o să mergem la acel sunken ship foarte, foarte rapid, pentru că se face noapte și după cum vedeți avem și o chestie de asta aici, așa că o să mergem și la asta, era foarte, foarte rapid, sunt una lângă alta. Și poate dă și noi de ceva loot bun, zic și eu. Asta doar depinde dacă ce să le sped din afară, pentru că nu o să stau să le... Ok. Curse of Vanishing nu e foarte bine deloc. Dar măcar avem un fishing rod acum și până o să dispară o să o folosim. Așa și mai avem un building micuț acolo și o să intrăm și în ăla și după mergem să vedem ce putem să facem la sunken ship la acela. Ok, aparent asta nu are nimic în ea și mai avem și aia mică. Mergem să luăm niște aer. Ok. Și acum cu săbiuța în mânuță o să mergem aici mai jos să vedem dacă este vreo intrare. Și iese, dar cred că va trebui să ne aducem un dor și să-l punem acolo ca să putem săpăm, dar asta o să facem în episodul viitor. Mergem și noi la sunken ship și mergem acasă și încheiem episodul cum trebuie. Vedem acum ce este în sunken ship, vedem și cât ne dă un mushroom stew, ne dă 3 aproape. Dacă o să am nevoie de mai multă mâncare, o să verific eu cât am. Thornsun, ok, ok, putem să-i dăm de enchant. Bambus, perfect. Avem acum o sursă de bănuți pentru când o să avem villageri. Acum avem o sursă foarte bună de bănuți pentru că se vinde foarte bine bambusurile. Bine, mă rog, dacă le facem... Ok, sperăm că... Ok, ok, am înțeles și aici. Nu prea îmi place, dar trebuie. Uitați aici acestui Buried Treasure Map. Niște bucuri o să le folosim, of course. Și acum cum este de aș, perfect, acum mergem noi la băutul nostru drăguț și cadehelat, pentru că am ieșit pe plus, am ieșit în mare plus, de fapt, unde ne este barca, ok, iar plouă, weather clear, ok, bun, și
Acum ne spargem bărcuța pe undeva pe aici, ne punem shield-ul pentru că văd că sunt foarte mulți mobi, sperăm că nu o să fie vreun creeper pe lângă casă. Ne spargem aici boat-ul nostru frumos, bărcuța mai bine spus, și mergem cu ex-ul în mână și doborâm orice vedem pe lângă casă. Și tu o să încep cu tine. Oh, nu fugi, că n-avem pătuși, dacă murim, s-a dus totul. Oh, creeper. Creeper. Oh, man. Ok, va trebui să mai fac eu un chest, dar vedem în episodul viitor. Bun, deci dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like și subscribe dacă mai doriți episoade. Și noi ne revedem în episodul viitor. Pa, pa!